seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio este fostul senator Dian Popescu, președinte al de Gorj. Bună seara, bine ați venit, domnule Dian Popescu. Să rămână, mulțumesc de invitație. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația din această seară. Din păcate pentru mine nu putem vorbi despre problemele legate de energie, legate de activitatea complexului energetic Oltenia și tot ceea ce presupune sistemul energetic național. O să discutăm despre ceea ce se petrece la Telești în contextul alegerilor care se vor desfășura în data de 5 noiembrie. Sigur, sunteți alături de domnul Cristian Mischie, candidatul ALDE la funcția de primar al localității Telești, om în care mă gândesc că noastră credeți din moment ce a fost desemnat din partea partidului. Nu are foarte multă experiență politică, este un om tânăr, este cel mai tânăr candidat de acolo. Cu toate acestea, noastră aveți mare încredere în dumnealui. Da, și eu mulțumesc de invitație și mi-ați dat posibilitatea să vorbesc despre Cristian Mischie, un om pe care îl cunosc de pe vremea când eram președintele Partidului Național Liberal, întrucât el a fost consilier PNL când eu conduceam partidul, deci îl cunosc de mult. Deci nu e chiar atât de tânăr în politică, el al doilea mandat de consilier în Comuna Telești. Și să închid prezentarea dumneavoastră, și mie îmi pare rău că nu am avut timpul necesar să discutăm și aici de sistemul energetic național și de ce se întâmplă, dar vom discuta, întrucât vedeți că toate televiziunile naționale abordează acest subiect. L-abordează acum, dumneavoastră, din fericire, l-abordați de foarte mult timp, pentru că ați înțeles importanța energiei în România. Da, vă promit că vom face o emisiune în acest sens, întrucât este un subiect foarte, foarte sensibil în acest moment în România. E adevărat. Deci, Cristi Mischie a fost consilier PNL pe vremea când eu eram președinte al PNL-ului Gorj. În momentul în care am venit la ALDE, președinte și Cristi a venit și a candidat în alegerile locale din partea ALDE Gorj la alegerile locale, a ieșit consilier local și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre el. De ce mi-a plăcut foarte mult Cristi Mischie? Aș fi putut să am o altă variantă, un om cu o altă notorietate, altă putere, dar am ținut foarte mult la el. De ce? Știți care este meseria lui? El a terminat, aici e un lucru extraordinar de important în care cetățenii din Comuna Telești trebuie să-l înțeleagă și va decide duminică la vot pe cine vor vrea în fruntea primăriei, dar e un lucru pe care ei trebuie să-l înțeleagă foarte bine. A terminat Institutul Politehnic Timișoara, inginer. Un institut unde nu se intră foarte ușor. Deci din punct de vedere al pregătirii școlare este foarte pregătit, pentru că nu lua la o facultate cum e Institutul Politehnic Timișoara, o facultate de stat cu pretenții foarte, foarte mari. Intră cine vrea, iasă cine poate, asta e devizul politic. Intră cine vrea și iasă cine poate. Așa este, o facultate foarte grea. Dar dumneavoastră nu știți, și puțini oameni știu, că pe vremea când eram la PNL știam aceste lucruri și discutam cu el, chiar îl întrebam unele lucruri despre agricultură. Știți că el se ocupă cu agricultura. Are tractoare, combine, trăierători, că poate nu folosesc termenul adecvat, nu sunt în domeniu și nu mă pricep foarte, foarte bine, din anul 2 de facultate. Deci să gândești, în anul 2 de facultate, când cu Institutul Politehnic din Timișoara puteai să rămâi inginer în Timișoara și oriunde își găsea loc, oriunde în țară, întrucât în acest moment în România trebuie să înțelegeți, este o criză mare de ingineri, dacă a fost o penurie de foarte mulți s-au dus către drept și către facultățile economice, nu s-au dus foarte mulți către ingineri într-o anumită perioadă și de data aceasta uite că avem nevoie și de ingineri în țară, pentru că trebuie să înțelegem, industria și economia se dezvoltă având la timon în construcție ingineri. În anul 2 de facultate, el s-a apucat și a cumpărat primul tractor și s-a apucat de agricultură în Comuna Telești. Deci gândul lui nu a fost să termine facultatea, ci a fost să se întoarcă în Comuna Telești, o comună unde agricultura și pe vremea comunismului, pe vremea lui Ceaușescu, agricultura era foarte, foarte dezvoltată. Ați văzut, sunt foarte multe terenuri și pe vremea aceea era CAP-ul, erau SMA-urile. El a avut ideea de a se întoarce în propria lui comună, încă din anul 2 de facultate. De aceea spun că m-aș bucura dacă locuitorii Comunei Telești se gândesc la acest lucru. Că omul ăsta n-a venit pasager să-și ia un mandat de primar, un mandat de consilier acum, ci nu. Gândul lui a fost de când era student să se întoarcă în comună, să pună bazele unei afaceri. De aceea este și la un partid de dreapta, să pună bazele unei afaceri personale
cumpărându-și, reparând tractoare defecte, făcându-le să meargă, și cu asta să are și să-și ia și terenul și implicit să are și locuitorilor din comuna Telești pământurile. Asta m-a făcut să îl susțin cu atâta putere și ați văzut, am adus ministrul energiei în campania electorală, a fost alături de el. E un timp tânăr cu putere foarte mare. Vreau să vă spun că mâine vom merge în campania electorală în Telești cu doi secretari de stat. Secretarul de stat pe energie, pentru că este o zonă și este foarte importantă, Robert Tudorache, și cu secretarul de stat de la muncă din Ministerul Muncii, care a ținut foarte mult să vină, a mai fost și săptămâna trecută în Gorj, a ținut foarte mult să vină, fostul meu coleg de senat, domnul senator, acum actualmente secretar de stat, Teiu, din Olt. Deci vine, m-a sunat aseară, Ian, vin și eu alături de... Am aflat că el a avut o discuție cu mine vis-a-vis de candidat, că fiind localități puține la nivel național, am discutat despre fiecare candidat în parte și a zis, aș vrea și eu să vin să-l susțin, că i-am povestit această istorie. Zic, mă, e un copil tânăr. Într-adevăr, dacă l-aduc în fața dumneavoastră, în fața camerelor de la vedere, nu are atâta cursivitate și atâta tupeu. Pentru că asta se formează în timp. Nici eu n-am avut la început. Vă aduceți aminte, sunteți jurnalistă cu experiențe vechi, m-ați cunoscut și pe vremea când eram începător și am intrat în politică și am fost cu dumneavoastră în emisiuni și atunci nu eram nici eu atunci atât de obișnuit cu camerele de la vedere, eram timid, eram de multe ori timorat, abia așteptam să se termine emisiunea, când de-abia așteptam să înceapă emisiunea. Îmi și plăcea, dar în același timp eram și puțin emoționat în fața camerelor de la vedere. E, ieri în acea puține situație... Puține emoții există chiar puține, și la realizatori în momentul emoții în care există intră și... în direct super. La suta emisiune, super. La mia emisiune super. La care s-ar afla. De aceea eu l-am văzut la televiziune. N-are atâta tupeu, n-are atâta degajare. Dar are, cuvânt, are trac de cameră. Dar are trac de cameră. Nu știu la care trac, dar n-are își găsește foarte mai greu cuvintele când camerele de la vedere sunt asupra lui. L-am văzut la televizor, de aceea spun, dar asta e un lucru și bun, pentru că, în general, oamenii buni sunt oameni emotivi. Și trebuie experiență mare ca să... Îți trebuie experiență în fața camerei de la vedere să poți să treci sticla cu atâta viteză, cu atâta convingere. Dar, în schimb, în ceea ce face el, în viața particulară, pentru mine e o încântare. Pentru că vezi un om tânăr, student, să se ocupe de o afacere și aia din domeniul agriculturii, o afacere de care fug toți și avem atâtea câmpuri necultivate. România, cu asemenea potențial agricol, importă cereale, importă carne. România, cu atâta potențial agricol, nu reușește să găsească o soluție astfel încât acești tineri să se întoarcă în sate pe bază de business, cum a făcut el, și să cultive pământurile. E foarte dramatic pentru România dacă nu găsește o soluție, întrucât Pontițianul agricol este foarte important pentru România, cum și potențialul energetic de care ați spus mai devreme. Este foarte important pentru România, pentru că România a moștenit un potențial energetic mare de care noi nu am profitat foarte, foarte mult și în loc să facem bani, de multe ori ajungem să importăm. La fel spun și cu agricultura. Dacă am promova astfel de tineri în aceste funcții, dacă i-am vota, de data asta e la mâna cetățeanului, cetățeanul din comuna Telești decide, dacă îl promovăm să ajungă primar, păi doamnă, el a demonstrat că acasă a făcut ceva, deci este un întreprinzător. Păi fiți convinsă că și a ajuns într-o funcție de conducere în primăria Telești, este capabil să facă ceva, că e învățat să facă. Și ne-a învățat să fie primar doar cu numere și să sune frumos, era nu va face nici pentru cetățenii comunei respective nimic, pentru că n-au făcut nici acasă la ei. Ați mers alături de domnul Mischie în campania electorală? Da. Care este reacția oamenilor când discută cu dumneavoastră? Nu numai de reacție. Reacția oamenilor, el a fost o persoană foarte, foarte cunoscută la început. Dar am văzut o determinare extraordinar de mare. Deci, el de la ora 4-5 când vine lumea de la servici, o să-l vedeți alături de echipa ALDE din județul Gorj, pentru că am format o echipă care să meargă împreună cu el, să lumea să vadă că este susținut, nu este un singurat când ALDE. Omul, când iasă, când ajunge în fața porții, omul se luminează. Când vede un tânăr cu atâta determinare, că vine și le explică în câteva cuvinte simple, pe înțelesul lor, cuvinte pe care le folosește și în viața de zi cu zi,
omul se luminează, chiar zâmbește. Și fiind în spatele lui, de multe ori lumea, nu mai sunt senator, dar știți cum e, rămâne, domnul senator, îl susțineți? Și da. Și lumea spune, domnule, să știți că îl vom vota la aceste alegeri. De aceea cred că vom avea succes, un succes nesperat. Un succes nesperat. Care sunt principalele probleme? Pentru că până la urmă la asta se reduce totul. Dincolo de ceea ce face domnul Mischie în plan personal și probabil are în intenție de a încuraja astfel de activități pe toată lumea, toți cei care au astfel de posibilități să își desfășoare activitatea în agricultură. Dincolo de asta, strict pentru comunitate. Vă spun ceva. Ce vrea să facă domnul Mischie? E foarte important. Nu mai puțin. Am făcut acest preambul de Cristi Mischie pentru a înțelege că el în viața privată a făcut ceva și pentru a înțelege lumea că atunci când a avut posibilitatea să rămână ca inginer într-un mare oraș cum e Timișoara, da, sau că la București, Arad, Oradea, unde e o cerință mare de ingineri, n-a venit să, cu intervenții, deși putea să o facă pe vremea când era consilierul meu, să se angajeze la Complexul Energetic Oltenia, inginer fără doar și poate e nevoie de ei în complex. Nu! A rămas în business-ul lui pentru că asta l-a gândit de când era student și pentru asta e de felicitat și absolut, pentru asta țin foarte mult la el și pentru asta sunt alături de el cu toată echipa ALDE, adică tot Gorjul. Mâine vom fi în Telești câteva sute de membri ALDE alături de el ca populația să vadă că nu este singur. Vis-a-vis de proiectele din comuna Telești, păi, în primul rând, el este consilier de 2 mandate. El știe ce s-a rezolvat și ce nu s-a rezolvat în comuna Telești. Eu nu pot să vin să-i dau indicații. Ocupă-te de canalizarea asta neterminată sau ocupă-te de strada asta. Pentru că el știe foarte bine ce trebuie făcut și nici nu trebuie să-i dau indicațiile necesare pentru că nu-i cunosc comuna atât de bine cum și-o cunoaște el. Eu nu pot să vorbesc de proiectele lui din comună pentru că el le cunoaște mult mai bine. Dar pot să vorbesc despre el ca om, pot să vorbesc despre... să vă spun ca om politic. Ca un politic. A fost în PNL alături de mine când eram președinte și a venit în ALDE. Adică el are ideea lui adevărații liberali. Dom'le, că trebuie să faci și ceva. Nu poți să stai numai cu mâna întinsă. Și asta mi-a demonstrat că a și făcut, știam de atunci că face acest lucru și asta îi arată și caracterul. Pentru că în general în ce faci trebuie să pui în față și caracterul pe care îl ai. Eu în politică m-am lovit de tot felul de oameni, tot felul de indivizi care au un caracter puțin, mai mult sau mai puțin reprobabil. Dar am trecut de foarte multe ori peste aceste lucruri. Eu cred că el totuși își va face treaba foarte bine în comuna Telești pentru că are un caracter sănătos, un caracter bun și un caracter de luptător, un om care știe să facă ceva. Iar vis-a-vis de proiectele pe care le are în vizor, m-am uitat peste ele, nu este de ajuns. Pentru că el va trebui să facă și ce nu s-a făcut până acum. S-au făcut lucruri bune și în Telești și cu primarul Romică Bâldea. Mă rog, din păcate, primarul Romică Bâldea așa de demisia nu mai este. De aceea s-au și generat aceste alegeri. Dar trebuie să înțelegeți un lucru pe care ALDE îl poate avea ca avantaj. Avem vicepreședintele Consiliului Județean, pe Ninel Mușa. Avem o serie de miniștri de la București și un președinte al Senatului, Călin Popescu-Tărician. Doamnă, una când un partid își ajută 3 primari într-un județ, că ALDE are 2 primari și cu viitorul primar Cristian Mischie, vor fi 3. Una când un partid întreg își ajută 3 primari într-un județ și alta când un partid își ajută 60 de primari într-un județ. Este foarte greu să împarți la 60 și să te ocupi de ei. Primul lucru pe care l-aș îndruma și am vorbit cu el aceste lucruri, sunt acele fonduri europene care nu au fost accesate în comuna Telești, dintr-un mod sau altul, nu știu de ce, nu critic pe nimeni, poate nu au avut posibilitatea și nu s-au încadrat în punctaje, dar trebuie să marșeze pe... întrucât de comuna Telești nu este o comună bogată în care se primească bani de la minerit, în sistemul energetic. E o comună care trăiește din micile taxe și impozite și pentru dezvoltare trebuie să stea cu mâna întinsă la guvern sau la Consiliul Județean. Și mai este varianta fondurilor europene, unde foarte mulți primari au luat și îi felicit, dar foarte mulți n-au luat. Pentru că
E foarte ușor să duce oamenii cu preșul să găsim motive de ce n-am făcut, ci trebuie să demonstrez că poți să faci și motive de ce trebuie făcut. Și asta îl învăț pe Cristi și l-am învățat și în campania electorală, să meargă pe o campanie curată, exact cum e el, un tânăr curat care și-a bazat existența pe muncă. Nu e ușor să stai să repar tractoare și să stai pe tractor să ari. Nu e ușor la 40 de grade să stai pe treierătoare și să treieri grâu și ovăzul, orzul, ce au oamenii cultivat prin acea localitate. Asta înseamnă învățat cu munca de mic. Și mai mult decât atât, discutând cu el, chiar i-am spus că în particular mai avem și o serie de discuții, săracu și operat, adică de muncă și la, la vârstă fragedă, asta înseamnă că a muncit. Și dacă a muncit, cred că merită atenția oamenilor din Telești și cred că merită și votul. Acum vom vedea dânsii decid și în virtutea campaniei pe care o facem noi, dacă e o campanie bună, exact cum i-am dorit, o campanie pe ce vrei să faci, faptul că ești un om al localității, te-ai întors în localitate, sau pe o campanie cu atacuri. Nu vă ascund că, să vă spun în premieră, că cei de la PSD aveau impresia la început că va fi o campanie cu atacuri la nivelul candidaților lor. Și am discutat atunci și cu liderii PSD și le-am spus nu, și am spus-o și public, prin public, prin dumneavoastră medie mi-a ajuns, și am zis nu, e un tânăr care nu vreau să învețe asemenea lucruri țin de cancan, de mizerie, nu-mi stă în caracter. Cineva la un post de media m-a întrebat în direct, dar și i-am explicat, dar dumneavoastră m-ați văzut pe mine că am atacat la persoană pe cineva decât atunci când am răspuns? N-am pornit niciodată de când sunt politician de atâția ani și mulți ani, când vin eu să atac pe cineva fără să fiu atacat și să fiu obligat să răspund atacului. Deci campania a fost, că mâine este ultima zi, o campanie, din punctul meu de vedere, o campanie frumoasă, l-am învățat și până acum a ascultat. Frumoasă din perspectiva ALDE sau în totalitatea frumoasă ei? Și în totalitatea ei, din perspectiva ALDE și ceilalți. N-am ce să reproșez nici candidaților PSD, nici candidaților PMP sau PNL, n-am ce să reproșez. Toți s-au comportat exemplar până în acest moment și au făcut treaba în campanie electorală. Unii merg din poartă în poartă, unii mai aroganți știu că vor câștiga și n-au făcut acest lucru. Noi nu am fost aroganți, noi am mers din poartă în poartă, de câte două ori fiecare localitate. Chiar aseară eu am fost în Buduhala, cu o seară înainte, cu trei zile înainte am fost în Șomanești. Mâine vom merge peste tot. În Telești, în Telești de sus, în Șomanești, în Buduhala, vom merge peste tot. Nu se satură fruntea. Oamenii să vă vadă de atâtea nu. Ori? Să știți că mă așteptam, având o repulsie și văzând prezența la vot în alegerile trecute, mă așteptam că oamenii să privească cu reticență. Nu știu pe ceilalți cum eu privi, pentru că lui n-ai ce să-i reproșezi, nu poți să-i spui că n-ai făcut, că ai promis. Este consilier local, adică poți să-l întreb, domnule Mischie. Nu poți, pentru că nu el este executiv, executivul este primarul. Nu, dar are și el. El are calitate. El are o calitate. Inițiator, poate fi inițiator de proiect. Dar votul lui contează în consiliul local, adică e important. Toți mai nu contează. Pentru că în consiliul local vă rog, fără nume de partide, nu, adică PSD, mă rog, alt partid a avut majoritate absolută. Deci contează mai mult sau mai puțin. Dar asta nu înseamnă că nu există opoziție sau cerere de proiecte în Consiliul Local, lucru pe care el l-a făcut. Asta vreau să zic. Trebuie să răspundă acestor întrebări din partea cetățenilor. Domnule Mischie, bine, nu sunteți cel care are știți prieteni în localitate, da. Știți pe ce și-a făcut programul de campanie și acele flyere cu care ai dreptul legal. Acele flyere pe care ai dreptul legal să spun ce faci pe discuțiile cu cetățenii. Pentru că atunci când a intrat în campanie, în precampanie, l-am trimis, s-o ia din casă în casă. Să-i întrebe pe oameni. Ce s-a făcut, ce nu s-a făcut. Pentru că nu poți să faci într-o creadă aflând oamenii ce n-au. Dacă nu-i întreb, din păcate, noi întrebăm o dată la 4 ani. De data aceasta a avut șansa să întrebe ce n-au. Și pe acea structură, mai stângaș sau nu, mai profesionist sau nu, că
nu e un om bogat ca să zici că își permite să ia consultanți și să-i facă tot felul de flyere cu tot felul de filmări. Nu, dar are partidul oameni da, partidul pregătiți. Are, partidul are oameni pregătiți și după cum ați văzut, la nivelul partidului a fost ajutat și este ajutat în continuare ca să-și promoveze ideile. De ideile sale lui, nu sale partidului. Nu o să vină niciodată Dian Popescu în Gorj. Sunt la alt, sunt în altă zonă. N-am nicio legătură cu Comuna Telești, doar ca fost candidat, că eu am candidat pe Comuna Telești, a fost eu am luat 60 și ceva la sută când am candidat la Senat în Comuna Telești. Am luat foarte multe voturi și am și văzut practic că sunt cunoscut în Comuna Telești și oamenii m-au primit cu foarte mare plăcere. Vorbeați despre vizita ministrului energiei domnului Toma Petcu, de asemenea despre ce urmează să se petreacă mâine, anume cei doi secretari de stat din energie și de la Ministerul Muncii, Tudorache și Teiu. Spuneți-mi cât de impresionați sunt oamenii de prezența acestor secretari de stat și miniștri? Dar să știți că oamenii sunt foarte impresionați, pentru că în primul rând îi văd la televizor și în al doilea rând îi văd prin comună pe jos. Și ce asta e lucru, spre exemplu? Asta este un lucru extraordinar de important. Când cobori din acele din minister, ca să nu folosesc. Da, mă gândeam că era cât pe aici să spun ceva. Da? Dar poți să le spui castele de sticlă de multe ori pentru unii. Când cobori printre pământeni, viața e grea, domnule Vezi, Dian Popescu, sigur că da, vezi cu ce se confruntă oamenii. Și normal că îți pun oamenii tot felul de întrebări, îți pun oamenii și de ce crește prețul la energie și de ce... A fost întrebări de acel sigur gen că adresată da. Ministrului sigur că Petcu? Da. Sigur că da. Și a existat o explicație pertinentă la fiecare, să-i convingă? La fiecare subiect, Toma Petcu a răspuns. Este și un politician versat. Giurgiu este pe locul întâi, Alde Giurgiu este pe locul întâi în pe locul doi, în Alde, în țară, la nivel național, pe medie, pe ponderală. Deci un politician cu experiență care coboară de foarte multe ori și l-am și văzut în campanie pe Toma Petru. Stătea de vorbă și 10 minute cu o persoană. Cu o persoană pentru că omul a fost curios să întrebe. Fiind în zona la noi, că nu vreau să discutăm subiectul ăsta acum, fiind în zona la noi, normal că oamenii întrebau foarte mult de viața complexă energetică Oltenia. Vorbeați despre faptul că bugetul localității Telești este unul sărac, pentru că face parte din rândul localităților care nu sunt afectate în mod direct de activitatea companiei, dar indirect este, indirect, pentru că mulți lucrează cetățeni în... sigur din că Telești da. Lucrează la CEO, inevitabil. Altceva am vrut să spun. Am spus că nu este cum e rovinariu, da. Mătăsariu, adică să evident. Iei impozitele și, să vină, și taxele să vină la companie. De am spus că nu e ca nu se află în aceeași poziția ca celelalte. Este la nivel județean la nivel național. Nu, importanța companiei este așa cum am definit-o eu în legile energiei când le-am modificat, de siguranță energetică națională. Cum vorbeam de foarte multe ori la dumneavoastră în televiziune acest lucru și uite că s-a adeverit de data asta că fără complex energetic Oltenia, România intra în incapacitate energetică și trebuia să oprească capacități de producție pentru ca România să aibă curent în case. Complexul energetic Oltenia a dovedit exact cum spuneam pe vremuri, că mi-aduc aminte când am ținut discursul și am vorbit și în Parlament că epoca cărbunelui nu a trecut așa cum vor cei din regenerabile să joace în piață, ci epoca cărbunelui va dura mulți ani de aici înainte. S-a demonstrat acest lucru, asta iarnă pe din plin și iarna asta la fel și acum în jocurile pe bursă și să vreau să ne întoarcem că mă împingeți într-un domeniu unde cât de cât îl stăpâneți destul de bine, mai ales că stau în mijlocul celor care joacă în piața energiei din România și un lucru foarte important. Mai avem foarte, foarte puțin timp la dispoziție, dar chiar o să vă rog, nu mă pot abține, clarificați un pic chestia asta, este Dian Popescu președinte al de Gorj, nu este președinte al de Gorj? Doamne, aș clarifica... Ce se întâmplă în Alde, că nu mai înțelege nimeni nimic. Aș clarifica dacă aș avea o decizie, adică aș avea ceva. M-a întrebat cineva că a scris pe un site. Păi, doamnă, scuzați-mă, site, vă faceți una până de seară și scrieți prostii pe site-ul ăla și acum trebuie să răspund eu la asemenea prostii. Dar nu, Dian Popescu... cei care coordonează site-ul au venit cu chestiile astea despre care spuneți dumneavoastră că sunt intoxicări. Mă rog. Poate informația de la cineva. Da, nu știu de la cine și acum să răspund de la... Dacă aveți un nume, îi răspund. Dar așa, ce pot să vă spun? Eu sunt membru biroului executiv central ales la Congres. Deci membru. Eu sunt în cei care ia decizii pentru filiale. Cum poți să spui că îl schimb pe Dian Popescu când eu sunt acolo în centru? În primul rând că sunt președinte filială și nu pot fi schimbat decât de forul de coordonare. Până la urmă pot fi schimbat numai de biroul executiv central.
Și asta se face foarte greu. Se schimbă președinte filială, se schimbă foarte greu. Și mai ales că trebuie să ai o întrebare. Păi când ALDE Gorj este pe locul 6 și 7 în ALDE Național cu Dian Popescu președinte, cine are tupeul să-și permită să spună schimbă pe Dian Popescu? V-a spus domnul Tăricianu, Diane Vescă, sunt care te vor... Nu mi-a spus, pentru că nu discutăm lucruri din astea amărunte. Eu discut în fiecare săptămână cu... Ba, pentru mine sunt lucruri... Nu, pentru mine sunt lucruri mărunte, bârfa și le... nu mă face să spun lătratul, că ăsta e lătratul. Lătratul lor indivizi prin spate, prin cârcium și prin anumite locuri. Haideți, sunt lucruri serioase. Președintele filialei... De aceea vă aștept la o emisiune, în afara campaniei electorale, să discutăm chestiuni foarte serioase legate de activitatea complexului energetic Oltenia și poate ne explicați, să înțelegem și noi de ce trebuie să plătim atât de scumpă energia la finalul acestui an. Da, este un subiect. Vă aștept așa, da, dați-mi voie la final să urez și o succes domnului Cristian Mischie, candidatul ALDE la primăria Telești, și rog locuitorii comunii Telești să țină cont la ce le-am spus. Din anul 2 de facultate s-a întors și și-a făcut propria lui afacere în Telești. Mulțumesc, domnule președinte, vă mai aștept așadar și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, ne revedem în câteva momente. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, alături de mine este domnul Cosmin Popescu, președinte executiv PSD Gorj și președintele Consiliului Județean Gorj. Bună seara, bine ați venit, domnule Popescu. Bună seara, bine m-am găsit, vicepreședinte PSD Gorj, nu președinte executiv. Aoleu, a făcut o gafă, o să supere domnul Weber pe mine, dar la într-un viitor poate am prezis ceea ce urmează să se petreacă la PSD. În această seară, însă, domnule Popescu, în calitate de susținător al domnului Ion Mischie, candidatul partidului la primăria Telești. Vorbim așadar despre sprijinul pe care, dincolo de faptul că sunteți alături de domnia sa în campania electorală, înțeleg că faceți parte din echipa de campanie, l-ați însoțit în localitate atunci când s-a întâlnit cu electoratul. Dincolo de acest aspect, o să revenim și la acest subiect, la această idee. Vreau să vă întreb, în calitatea pe care dumneavoastră o aveți la Consiliul Județean, aceea de președinte, cum puteți sprijini localitatea Telești și dacă are vreo importanță până la urmă, cine o reprezintă? Cu siguranță da, că este vorba de a avea în fruntea primăriei un om care cunoaște problemele de administrația locală. Să nu uităm, domnul Mischie lucrează în primărie, este alături de cetățenii din comună din anul 2008, în diferite calități, de viceprimar și de primar interimar acum sau de consilier personal. Există o legătură clară între Consiliul Județean și ori primărie din județul Gorj, cele 70 de primării, pentru că noi suntem alături, conform prevederilor legale, în ceea ce privește cofinanțarea unor proiecte naționale sau proiecte europene. De ce nu insistarea către organele de specialitate din cadrul Ministerului de Resort în ceea ce privește finanțarea unor lucrări de interes local? Pentru că de fiecare dată când am avut ocazia, și așa cum am făcut-o și cu PNDL-ul 2, care dumneavoastră tot îl știți, Consiliul Județean a insistat ca cât mai multe proiecte, fie că vorbim de școli, grădinițe, fie că vorbim de alimentări cu apă sau canalizare sau de infrastructura drumurilor publice, să fie alocate județului Gorj. Și am reușit, eu zic că am reușit împreună cu toți colegii primari și cu domnul Mischie, pentru că și el a insistat foarte mult pentru comuna Telești, 150 de milioane de euro, din care o bună parte revin și comunii Telești. Sigur, faptul că avem aprobat la această dată modernizarea sistemului de alimentare cu apă, modernizarea unei școli, aici este doar o primă fază, pentru că ne interesează și cu siguranță ni s-a promis că în faza a doua intră modernizarea tot ce înseamnă drumuri locale din comuna Telești. Sigur, e o legătură directă și indisolubilă, pentru că administrațiile publice locale, împreună cu administrația publică județeană, colaborează pentru și în folosul cetățenilor. Și de-aia îmi doresc ca domnul Mischie să reușească și cu sigur va reuși duminică, pentru că avem proiecte, da? Am fost în cele două săptămâni de campanie, aproape două săptămâni de campanie, ne-am întâlnit cu sute de locuitori din Telești, în care oamenii apreciau ceea ce s-a făcut bun și, bineînțeles, a luat act de doleanțele lor, fie că vorbim de, așa cum am zis, de extinderea și modernizarea rețelei de apă și extinderea rețelei de canalizare,
că vorbim de modernizarea drumurilor comunale și Sătești, sigur vor realiza, pentru că au văzut ani de zile, alături de domnul Bâldea, să văd că se poate, pentru că și aici am văzut, sincer, n-am ieșit foarte mult în această săptămână de campanie, am preferat să fiu alături de cetățeni, dar m-a durut când am văzut că mulți reprezentanți a unor candidați aduceau așa comuna Tălești într-o beznă, spuneau că nu au fost acolo, cu siguranță nu au fost, eu am fost în fiecare zi și cetățenii știu, se vede schimbarea radicală și cu siguranță se vor realiza foarte multe, pentru că noi nu mințim, când promitem le facem. Și acest lucru se va vedea la alegerile din 5 noiembrie. Bun, vorbiți în concret despre proiectele la care faceți referire. E adevărat că sunt tot felul de atacuri aduse fostei și actualei administrații, pentru că domnul Mischie a făcut parte din echipa de conducere din 2008 și până acum în calitate de viceprimar și sigur îi se pot aduce și laude și reproșuri acolo unde este cazul. Sigur că da, dar încă o dată, nu putem sau eu nu accept și colegii mei nu acceptă ca să îmbrăcăm în negură, într-un negru total tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul de Tălești și pentru că oamenii văd și chiar reproșeau ce, domnule, nu există așa ceva în comuna noastră și vorbeam de iluminatul stradal. Există și funcționează iluminatul stradal. Oamenii spun bine, există, funcționează, ne bucurăm de el, dar de ce trebuie să plătim în condițiile în care pentru nimeni așa ceva nu plătește? Nu, pentru că există o lege prin care fiecare dintre noi contribuim prin impozite și taxe locale care le plătim și pentru acest iluminat stradal. Bun, am văzut și acea discuție vis-a-vis de canalizarea menajere din Buduhoala. Să nu uităm, este un contract în derulare care are termen de finalizare anul 2019. Au fost obținute acele fonduri în baza unui proiect pe care un proiectant autorizat, care știe ce a semnat și ceea ce a făcut, a dat ok-ul pentru și construcția trebuie să se respecte. Am văzut discuții că la un moment dat partea de rețea de canal duce sau vine în zona de șanțurilor de preluare a apelor pluviale. Da, pentru că infrastructura rutieră este foarte aproape de proprietatea cetățenilor. Dar asta nu înseamnă că gura de scurgere a canalului va rămâne așa, pentru că o să fie executarea lui lucrări. Dar sunt răutăți. Bun, într-o campanie, da, vedem. Dar noi ne-am dus și vrem și am explicat oamenilor ce am făcut, ce a făcut domnul Bâldea, ce a făcut domnul Mischie ca o echipă. Da, și le-am amintit de 9,5 km în ultimii ani asfaltați în satul Telești. Am amintit de asfaltarea totul ce înseamnă ulițe din satul Șomânește, executarea rigorilor de acces în gospodării. Am arătat drumul județean cum arată. Cred că și dumneavoastră a circulat pe el și ați văzut. Este un drum modernizat, nou, cu accese la proprietăți, cu tot ce înseamnă rigorile de scurgere realizate, betonate. De asemenea, am reamintit de construirea podului de pe râul Tizmana. Bun. Cei răutăcioși să spună, da, domnule, există o porțiune de 800 de metri de drum comunal care este degradat. Da, pentru că acel drum a fost realizat pe anumită tehnologie la începutul anilor 2000. Acel drum a trebuit, după realizarea acestui pod, a preluat tot ce înseamnă trafic greu de legătura între Telești și Șomănești, chiar din drumul național către Rovinari. Și noi am promis și o să facem, pentru că avem depus proiectul la Ministerul Dezvoltării și sigur vom obține finanțare pentru acel tronson și pentru că 5 km de drum și le vor realiza. Bun, să răutăm. De asemenea, le-am reamintit oamenilor de construirea podului de pe râul Bistrița. Se construiește acum și pentru că toate sunt certe. Le-am trecut cu poze frumos făcute, cum arăta înainte, cum arată acum. Le-am arătat oamenilor și cu siguranță le văd la fața locului, cum este podul din satul Șomănești care face legătura între biserică și care trece peste râul Tizmana. Sunt lucruri certe, sunt lucruri care se văd și cu siguranță cetățeanul duminică va ști să aleagă, este stăpân pe sine și va alege între proiectele candidaților, nu după o influență sau alta. Dincolo de aceste aspecte care vizează proiecte mai mari sau mai mici, care sunt necesitățile comunității? Mergând din poartă în poartă, discutând cu oamenii, trebuie să aflați mult mai multe lucruri decât cele observate de dumneavoastră în momentul în care ați parcurs sigur, localitatea. Diferă de specificul zonei. Acolo unde deja avem apă, canalizare, asfaltare, lucrurile se întind și lucruri foarte important pentru mine, locurile de muncă. Eu am făcut o cercetare sociologică vis-a-vis de ceea ce își doresc oamenii ăsta și, din păcate, la această dată, tot locurile de muncă rămân pe primul plan. Dorința celor care, oamenilor care au rămas în sat și ai căror copii sunt plecați, să spunem, în vestul țării sau în altă parte, sau dorința oamenilor care au
au copii aproape de vârsta majoratului, de 18 ani, se gândesc după ce termină școala unde pleacă. Și le-am explicat ce vrem să facem, pentru că ați văzut, dumneavoastră, sunt lucruri concrete, nu sunt doar vorbe. Avem la această dată niște investitori, Tăleștiu fiind foarte apropiat de Târgu Jiu, bineînțeles că se va încadra și lumea, eu i-am sfătuit să vină către cei care deja au venit să opereze în municipiul Târgu Jiu, să vină să-și depună cerere de angajare, în funcție, bineînțeles, și de calificare, dar nu ne oprim doar aici. Este doar în zonele în care nu avem, să spunem, doar în stadiu de proiect, de finanțare, drumurile, cu siguranță le-am promis și le-am arătat, pentru că nu venim să spunem, pentru că am putea să venim cu program, spunem, facem nu știu ce Dumnezeu de mare proiect. Nu! Facem, reabilităm drumurile și cum? Da, le-am arătat finanțarea. Am arătat finanțarea pe fonduri europene. Deja actuala administrație în echipă, domnul Bâldea și domnul Mischie, au depus pe fonduri europene pe măsura 7-2 și deja au 5 km de drum finanțat, așteaptă doar, e o chestiune de zile de a fi semnat. De asemenea, le-am arătat documentele prin care dosarele de finanțare a încă 5,8 km de drum comunal și sătesc au fost supuse la minister și cred că oamenii o să aibă încredere în noi pentru că ceea ce spunem și facem. De asemenea, alimentarea cu apă este finanțată, așteaptă din zi în zi să fie chemat la Ministerul Dezvoltării să semneze acest contract de finanțare și imediat să pornească procedurile de achiziție. Sunt lucruri care se văd. Rețeaua școlară. Da, am auzit la fel discuția asta. Păi n-a fost nimeni să vadă cum arată școala din Telești, în care cu mândrie am participat și eu la o acțiune acum, ieri am participat, în care un fiu al satului, un savant, da, un cercetător, care face cinste României, i-a fost decernat un titlu poate mic pe dumneavoastră de cetățean de onoare, dar sufletește vorbind a fost foarte impresionat acest lucru. După ani de zile de muncă, de cercetare, să fii răsplătit de comunitatea din care ai plecat, nu este puțin lucru și am stat în acea școală, în acea grădiniță făcută pe banii Băncii Mondiale, pe fonduri nu guvernamentale, atrase din alte surse și ne-am simțit toți foarte bine, pentru că era o școală și amintea cu plăcere de vremurile în care învăța în acea școală primară și vedea evoluția aceasta. Chiar a fost impresionat de modul cum arată acea școală 1 de 5-8 din satul Telești. Bun, dincolo de aceste aspecte pozitive enumerate de dumneavoastră, în calitate de președinte al Consiliului Județean, aveți ceva să le reproșați celor care au condus primăria Telești până în acest moment? Nu, pentru că discuțiile, reproșurile ar fi trebuit să vină din partea cetățenilor. Sigur, și aici de reproș am lămurit, este vorba de o anumită zonă după primăria Telești în care oamenii ne-au cerut, nu reproș, să insiste către Consiliul Local și către primar să realizeze acele rigură de scurgere în zona drumului național și în zona la fel în zona Buduhala. Și am explicat că am făcut deja demersurile, am discutat și cu domnul deputat Weber și cu domnul președinte Cârciumaru, astfel încât cei de la Cineir să ne înțeleagă că nu este doar un moft. Acea zonă este o zonă inundabilă, primăria nu are legal posibilitatea să intervină, pentru că imediat ar fi o sancțiune dacă ar face acest lucru, și cei de la drumurile naționale și cei de la Craiova și la Târgu Jiu au promis că în bugetul anului 2018, că nu sunt sume extraordinar de mari. Dar încă o dată, este o necesitate. Este o zonă inundabilă, este o zonă destul de afectată, să spunem, atunci când plouă și vom găsi soluția în care să facem acest scurgeri. Eu personal, lor ca și mod de lucru, din punct de vedere juridic, din punct de vedere economic, din punct de vedere administrației, din punct de vedere al colaborării cu oamenii, pentru că administrația nu se rezumă doar de a face proiecte, de a turna un beton, de a turna o mistură asfaltică, lucru de zi de zi cu cetățeanul. M-a rămas profund impresionat pentru că într-un caz sau două cineva era, hai să spunem, nu supărat, deranjat că obținuse sau pierduse un dosar în instanță vis-a-vis de fondul funciar. În alte zone sunt probleme imense cu fondul funciar. Deci ceea ce înseamnă că ei de-a lungul timpului s-au implicat, domnul Mischie s-a implicat și au rezolvat aceste probleme. Probleme care în alte zone persistă și de multe ori și în dezbaterile locale și în dezbaterile vizate suntem asaltați cu astfel de întrebări. Deci ceea ce arată că s-au îndreptat și peste probleme și spre problemele reale ale cetățenilor din comuna Telești. Care este percepția electoratului
că din 2 în 2 ani se derulează alegeri la televizor. Oamenii cred că sunt, se simt agasați da, din punctul ăsta de vedere. După un an și ceva de mandat, da, sau după alegerile locale în 2016, da, mi-am explicat. Din păcate, avem o lege 161 pe 2003 în ceea ce vrește regimul compatibilităților, incompatibilităților și conflictul de interese, care nimeni nu a umblat. Am înțeles, domnul Bâldea nu a săvârșit nicio infracțiune, pentru că în același timp noi toți ne dorim să atragem fonduri europene, da? Și atunci când creăm un PFA, da, care ar trebui să nu se regăsească, pentru că nu e activitate comercială de zi cu zi, a fost făcut doar pentru a dezvolta o activitate agricolă, da, în zootehnie. Asta este. Cert este că... Înțeleg că este vorba de o... că nu este vorba de o faptă penală. Nu, înțeleg că nu a trebuit să plece absolut, cum s-a întâmplat în alte cazuri pentru sunt, că a suferit condamnări și așa mai foarte, departe. Au fost foarte informați, dar erau chiar iritați, pentru că de asta este. Din păcate, noi, bă, clasa politică, nu am reușit de-a lungul timpului, datorită unor evenimente dependente de noi sau pe care nu vrea, încât să modificăm, să facem o lege a ceea ce înseamnă conflictul de interese și incompatibilitate clară a realității. Am lăsat de fiecare dată ca aceste modificări legislative să le facă o anumită categorie de funcționari care nu au fost și nu sunt în teritoriu. Dar asta e un fapt real, din păcate s-a întâmplat, pentru că și mă uitam pe practica juridică și este și pentru mine de altul halucinant, pentru că o situație asemănătoare, un caz similar cu a domnului Bâldea, în alta curte de casație și justiție, a dat o altă soluție, în sensul că a admis contestația patentului și a rămas în funcție. Bine, nu era primar, cât că era consilier local, dar asta este. Da, se întâmplă și la noi. Da, nu este o practică, nu este o practică unitară în ceea ce privește acest absolut regim al incompatibilității, da, și al conflictului de interese. Sperăm că cei care se află acolo la guvernare, colegii dumneavoastră, sigur, a fost, să reglementeze chestia păcate, asta, că fost, e deranjanță. A fost o modificare în 2012, dar nu este suficientă. Din păcate, domnul Bâldea a intrat sub regimul de conflict de interese și conflict, asta înainte de anul 2012, dar și încă o dată. Și această ultimă modificare în ceea ce privește și organizarea anii și în ceea ce privește acele categorii de persoane care se supun acestui regim ăsta, va trebui revizuit. Este corect mesajul domnului Bâldea că în 2020 va candida din nou din partea PSD și domnul Mischi este doar temporar în fruntea comunității? De la bun început, din momentul în care am discutat în comitetul executiv, dumneavoastră mass media a spus o întrebare a domnului Mischie, care a fost la fel de elegant și a arătat că face o echipă. Da, a spus că în anul 2020, în situația în care domnul Bâldea dorește să candideze la un nou mandat de primar, el se retrage, pentru că el a lucrat de-a lungul timp în echipă. Și faptul că s-au realizat foarte multe în comuna Telești arată că această echipă a funcționat. Poate domnul Mischie se va dovedi un primar mai bun ca domnul Bâldea. Echipa trebuie să funcționeze. Încă o dată, echipa să funcționeze, iar calitatea, și eu l-am cunoscut în aceste două mult mai bine pe domnul, recunosc, nu-l cunoșteam în adevăratul, mi-am pătrus să spunem mult, mult la suflet. E un om de onoare. Un om echilibrat, inginer de profesie, se vede, anii de studiu l-au făcut ăsta, respectat, pentru că și eu am rămas impresionat, pentru că spune multe. În momentul în care un om în vârstă te așteaptă la poartă știind că vei veni la poarta lui și se adresează cu apelativul domnului inginer, spune multe. Arată respectul și arată că acel om a de-a lungul timpului, nu din postura de viceprimar sau primar interimar sau din consiliu personal, arată că a fost implicat în ceea ce privește comunitatea. Spuneți-mi, domnule președinte, dacă campania electorală de la Telești se derulează în condiții normale, sau dacă vă confruntați cu situații în care sunteți atacați, poate și dumneavoastră atacați, ați fost acuzați de lucrurile acestea, sigur. Cum caracterizați? Din punctul meu de sau ce am făcut de-a lungul campaniei, și cred că opinia publică a văzut, am încercat, în afară de discuțiile cu cetățenii, care pentru noi sunt cele mai importante, de acolo aflăm problemele, de acolo aflăm ceea ce ne interesează pe cetățenii din Telești. Da, a fost deranjat modul de, pentru mine, unul și pentru colegii mei și am văzut și de cetățeni, modul în care a fost arătată comuna. Da? Oameni care nu au, cred că unii dintre ei care nu au mers prin acea comună își permiteau să arunce tot felul de povești care mai de care mai năucitoare.
Sigur, în ceea ce privește partea din teritoriu, i-am explicat și le-am explicat toți. Trebuie să mergem să arătăm ceea ce vrem să facem pentru oameni și cred că am fost receptați pozitiv. Sigur, dacă ne referim la unele zvonuri, surse în ultimul timp, da, e deranjant pentru că folosesc anumite persoane, anumite nume de persoane care n-au nicio treabă în legătură cu Comuna Tălești și ar încerca să intre în campanie. Da, încă o dată. Faptul că am pătruns și am vorbit încă o dată cu sute de oameni, am fost în tot ce înseamnă sate din Comuna Tălești împreună noi, asta a fost de campanie județean, ei separați acolo ca și echipă, pentru că să nu uităm, o echipă puternică de consilieri care fiecare știe ce are de făcut. Și reprezintă bine comunitatea pe care le-au dat votul în iunie 2016. Și sunt convins că mesajul nostru pozitiv, prin care am spus că vrem să facem lucruri fără a ataca, fără a denigra, fără a duce atingere onoarei reputației vreunui de candidați, a fost bine receptat de către cetățeni și sperăm ca votul de duminică să arate adevărata și realitatea și adevărata valoare a candidaților. Se joacă corect la Tălești? La momentul acesta, dacă vorbim din punctul nostru de vedere, noi jucăm corect, alții mai puțin. La ce vă referiți? O să discutăm la momentul respectiv. Sper că toate aceste zvonuri în ceea ce privește anumite jocuri de culise să fie infirmate. Deocamdată sunt zvonuri. Dar nu voi ezita în situația în care anumite fapte se dovedesc să eu sau colegii mei din Comuna Tălești să anunțăm atunci când va fi nevoie pe cei care îndrept să ia anumite măsuri. Dacă ați ști concret despre o situație, ați sesiza organele? Da, pentru că trebuie să fie o competiție cinstită. Ce trebuie să știe oamenii în ziua votului? Sigur, lucrurile pentru sunt... că atunci este bătălia cea mai strânsă. Eu mă doresc să fie o prezență cât mai mare. Bine, depindește condiția noastră, deci am înțeles că totuși duminică va fi o zi bună, nu va ploua. Lumea să, sau cetățenii din Comuna Tălești să iese în număr cât mai mare la vot, pentru că și acel vot dă o legitimitate. Comparând alegerile din 2016, a fost o prezență destul de mare în care atunci domnul Bâltea a câștigat undeva cu un procent de peste 75%, dacă mi-aduc bine aminte, la o prezență cred că de 67% la acea dată. Așa îmi doresc și acum o prezență mare și un scor cât mai bun pentru candidatul nostru. Foarte interesant ceea ce a spus dumneavoastră. Rămâne să continuăm cercetările în direcția asta, pentru că e adevărat, informații... Sigur, suntem în campanie, poate sunt anumite zvonuri, fiind și o singură comună, dar, încă o dată, îmi doresc ca aceste alegeri să fie câștigate pe proiecte, nu în alt mod. La Tălești, în perioada aceasta scurtă de campanie, s-au deplasat persoane foarte importante și de la alte partide și de la Partidul Social Democrat. Șeful PSD Goș, domnul Florin Cârciumaru, președintele executiv, domnul Mihai Weber, sigur, împreună cu dumneavoastră și toți ceilalți, ați cuplat și v-ați dat o mână de ajutor. Miza este foarte mare. E și o chestiune de orgoliu. Cucerirea, pentru, mai ales pentru PSD, având în vedere că ați pierdut la parțialele din iunie 2017 municipiul Târgu Jiu. Este un moment de încercare pentru dumneavoastră? Simțiți presiunea la modul acesta? Nu, orice alegere pentru noi este un moment de încercare, pentru că noi, așa cum a spus, funcționăm în echipă și s-a dovedit și în aceste alegeri. Am fost peste tot în Tălești, am fost în echipă, echipa locală plus echipa județeană și a trebuit să pregătim cu atenție, pentru că examenul important, și acesta de duminică este foarte important, dar un alt examen important va fi în cursul anului 2019. Să nu uităm, avem două rânduri de alegeri, vorbim de europarlamentare și de alegeri prezidențiale, care vor pregăti alegerile locale din 2020. Suntem aproape de final și vreau să vă întreb, pe dumneavoastră personal, oamenii ce vă întreabă? Ce vă cer teleștenii? Susținerea Teleștiului în ceea ce privește realizarea unor proiecte de investiții în viitor și am promis acest lucru și vă mai țin de cuvânt. Așa cum am spus de atunci când am intrat în lupta electorală de anul trecut, din primăvara anului trecut, ceea ce promim mă țin de cuvânt. Niciodată nu o să vedeți că promit lucruri care nu se pot realiza. Și același lucru face și domnul Mischie. Suntem la final. Foarte scurt mesaj pentru alegătorii din Telești. Vreau să aibă încredere în domnul Mischie, pentru că este un om de onoare, un om de cuvânt și un om care știe să facă administrație. Și mă bazez pe sprijinul dumnealor la alegerile de duminică. Vă mulțumesc tare mult, domnule președinte. Spor la treabă. Mâine se încheie campania electorală. Mâine va fi ultima emisiune de promovare electorală. Examenul se dă duminică. Mulțumesc doamnelor și domnilor. Rămâneți alături de noi.